Da, bună ziua. Bine ați venit la meci. Haideți că s-a rezolvat problema. A fost o neînțelegere. Din fericire, meciul a început acum fix 30 de secunde, deci nu am pierdut mare lucru din meci. În grupul a crezut că n-am acordul echipei gazdă, dar eu vorbisem. În fine, bine că s-a rezolvat rapid problema. Așa că avem un meci de Liga a 3-a, Dinamo în echipamentul alb, Cucioasa în echipament albastru, pe vechiul stadion al celor de la Dinamo, stadion ce este propus pentru demolare și construcția unui stadion modern aici. Păcate, Dinamo e singura care a rămas fără stadion din grazii fotbalului bucureștean. Da? Până se mai adună ceva lume, mai stăm așa pe live și apoi vă citesc repede și cele două echipe astăzi. Hai să începem cu aspeții de astăzi. Pucioasa, spuneam, în echipament albastru, echipă din județul Dâmbovița. Începe cu Răzvan Ghițescu, Radu Simion, Narcis Marina, Darius Vasilescu, Gabriel Samuilă, Alexandru Petre, Dragnea Gabi, Ilie Ioniță, Robert Toitoru, Tiberiu Calofir și Mihai Enache. Pe bancă vor fi Ștefan Stăncescu, Marin Tinel, Alexandru Serafim, Robert Călin, Ionel Diță, Daniel Brătucu, Javier Fuiorea, Cătanic Pețe, Narcis Marina, antrenorul principal Haralambie Becheanu, nume de stelist, între ghilimele, Ciara Lambus și cu Haralambie Becheanu, și Adrian Mitre este delegatul celor de la Pucioasa. Avem aici o primă situație interesantă, luptură liberă de la distanță, și după această luptură știm și echipa celor de Dinamo, că tot mă întrebau mai mulți pe Facebook. CS Dinamo este, de fapt, echipa Ministerului de Interne. Clubul Dinamo, ca și în cazul CSA, a rămas la Minister. Secțiile de fotbal au fost în trecut înstrăinate. CS Dinamo au reînființat și secția, dar nu au nimic legat de palmaresul vechi echipe. O șoftură excelentă, dar puțin pe lângă poartă. Prima ocazie. Da? Și CS Dinamo în poartă cu Mihai Mina, interiorul Ionuț Ulea, Alexandru Borlacu, Robert Bratu, George Stan, Claudiu Juncanaru, Teodor Badea, Alexandru Longher, Cristian Delciu, Alin Demci, Octavian Nedelcu, pe bancă Teodor Gabor, Costin Ciochină, Alexandru Iordănescu, Cristian Petre, Ricardo Mihalache, uite, fostul golgheter la celălalt Nuc Săradu, a ajuns la CS Dinamo, Andrei Vasilescu, Alexandru Ienache, Raul Ilie și Robert Băciuț. Căptanii echipei este Alexandru Burlacu și Băciuț, cred că a fost la Focșani, dacă nu mă înșel, după nume. Antrenorul echipei este Marius Bratu, director sportiv Răzvan Lupu, preparator fizic Cristian Naciu, medic Talal Haj și masior Nicușor Burcină, iar delegatul echipei este Nicușor Grameni. Da. Salut, Marina, a reușit să refac din fericire prin aplicație transmisiunile live, așa că calitatea este mult mai bună. Cred că ar trebui să fie 1080 calitatea acestui live, bineînțeles dacă netul va funcționa în parametrii normali. Aici în București ar fi culmea să nu funcționeze, mai ales că nu avem parte de un public numeros, că undeva la vreo 100 de spectatori. Spuneam că acest Dinamo este CS Dinamo, echipa clubului Dinamo, istoric, cei care dețin handball-ul, volley-ul, polo și toate celelalte secții. Cum spuneam, au reînființat și ei secția de fotbal acum ceva timp. Însă, putem spune, din fericire, nu există
un litigiu între echipa din prima ligă, cea care adună suporterii, și această CS Dinamo. Mai este o Dinamo în Liga a patra, dar cred că se numește, AFC sau FC Dinamo, acea echipă. Echipă ce a ratat promovarea în Liga a treia. De fapt, au ratat câștigarea campionatului în prima fază. Și n-au mai jucat nici măcar barajul de promovare. În fine. Dar cum spuneam, suntem pe vechi stadion Dinamo. Când am apucat de live-uri, era așa ca o idee că ar fi ceva să reușesc să transmit meciuri de fotbal de pe marile stadioane, neapărat mari și istorice, stadioane istorice, și uite că 1 septembrie 2023 se îndeplinește acest vis, transmit un meci de pe stadionul Dinamo cu un club Dinamo implicat, dar, cum spuneam, nu e acel Dinamo pe care îl știm cu toții și care va juca în această seară derbiul Bucureștiului cu Rapid, unul din derbiurile Bucureștiului cu cei de la Rapid. Și dacă tot am venit, mă voi opri și acolo la acel meci. Bine, acolo nu transmit eu live, sunt televiziunile care transmit. Statul omoară fotbalul românesc, nu știu dacă îl omoară, ci anumiți funcționari sau reprezentanții statului omoară fotbalul. Pentru că statul este unul din principalii finanțatori la momentul actual în sportul românesc. Așa a fost și în trecut, așa este și acum. Dinamo e în alb ăsta care îl vezi, David, în alb cu roșu. În albastru e Pucioasa, echipa din Dâmbovița. Da, Pucioasa e un oraș turistic, mai o stațiune cu doi. Așa este, de asta este mai cunoscut cumva la nivelul țării. În perioada comunistă era o stațiune destul de vizitată de pensionari. Între timp a decăzut, dar ușor, ușor se pare că revine. În fine, avem o ghență aici, în luptură liberă, dar e, am zis, David, că e în alb, Dinamo. Da, e gazdă. Dani, nu te supăra, păi e băiat, mai se întâmplă să mai întrebi chestii astea, mai ales când ești oaspet, te poți juca în alt echipament. Conform regulamentului federației, echipa oaspete schimbă echipamentul. Dar să vedem aici o luptă liberă, însă șutul direct în zid. În prima etapă, CS Dinamo a câștigat aici cu tricolorul Breaza, ce a promovat în acest sezon. Da, Alexandru, voi merge și în jos. Un șut aici, o primă situație pentru Pucioasa. Până acum 1-1 la ocazie. Merg, bineînțeles, și în Ciulești. Însă aș veni, de fapt, în București pentru București derby, pentru meciul dintre Rapid și Dinamo. Însă, dacă tot mi-am făcut planul și am văzut că CSE Dinamo joacă acasă, am zis să-mi cer norocul să vin să văd meciul aici. Și am discutat cu cei de la CSE Dinamo și mi-au dat acordul să transmit meciul. Chiar m-a bucurat acest lucru. Eu am mai transmis Dinamo, însă la handball și la Vaslui. De aici și relația, adică mă cunoșteau ceilalți, Dinamo și-au avut încredere să-mi acorde această transmisiune. A, Gregorio, cred că scria cu Google Translate. Ziceți-i unul, scrieți-i că e white Dinamo. Omul nu era intenționat. Probabil meciul este la pariuri pe undeva și atunci a intrat să vadă și el desfășurarea.
vedem aici o preluare în margine, respinsă, deci la Pucioasa. Rămâne mingea în joc, avem șansă. Se reușește de la Specia Pucioasa să respingă. Recuperează imediat Dinamo. Așa o degajare direct în mare. Să vedem dacă tot intrat și brigada de arbitrii de astăzi, o brigadă, bineînțeles, din zona asta. Eu sunt învățat cu zona Moldovei, de unde sunt originar, și îmi trag din aici. Arbitrii sunt Cristian Bulibașa din Buzău, Mihai Bălțatu din Buftea și Alexandru Vasile din Buzău. Delegatul de joc este Mihnea Zaharia din București și observator de arbitri Cristian Lefter din Ploiești. Ăștia sunt cei care alcătuiesc brigada de astăzi. Spuneam că în prima etapă Pucioasa a câștigat un derby local acolo cu Flacăra Moreni 2-0, iar Dinamo s-a impus 4-0 aici în fața celor de la Tricolorul Breaza, astfel CSI Dinamo a devenit liderul seriei, dar după doar o etapă e la egalitate cu Aru Câmpulu Mușcel. Da, să mă uităm așa, dacă mă uit un pic pe serie, sunt vreo 2-3 echipe cu nume în serie asta, bineînțeles CSI Dinamo, Flacăra Moreni, Tricolorul Breaza și Dunărea Giurgiu, mai cunoscute ca și nume. Da, e greu să vin eu la București să transmit meciuri, acum s-a nimerit, sincer, treaba asta. Eu o să transmit Dinamo, bineînțeles, când îi prind la Vaslui pe Hamba și să fiu și în zonă. Liga 1 la fotbal e transmisă, nu există dubii. Degajare foarte lungă. Dacă stau să mă gândesc, cred că am prins Dinamo. Uite că am mai transmis această echipă, acum mi-am amintit. Dacă de fapt nu i-am transmis, cred că doar am filmat secvențe din meci. La o finală de cupă pe AMFB, pe București, când au jucat cu sportivii din București, aceste sportivi. Parcă mi-am amintesc ceva așa vag, acum vreo 2 ani să fie. A câștigat atunci Dinamo cu 3-2, parcă. Dar nu sunt convins 100%. Nu mai sunt convins 100%. Știu sigur că era Dinamo implicată, CSI Dinamo, că a fost și domnul Dăluz Lupu atunci la meci, asta mi-am amintit. Că se mai ce o pasă excelentă, nu este offside. Se sucește acolo, să șutul este în blocat și ajunge în brațul portarului. Da, deci sportivii am univers, 2022, 3-2, a, deci anul trecut chiar, nu cu 2 ani. 3-2, da? Și am mai prins un FC Dinamo, tot cu sportivii, dar s-a jucat atunci, cred că anul trecut, tot în 2022, adică, dar în sezonul trecut, cred că s-a jucat la Țiriac. Era atunci Andrei Crise, antrenor la echipa lui Badea. Și tot cu sportivii, cred că era meciul. Ceva de genul. Dar am peste 800 de meciuri la care am fost. Unele le-am proaspete în memorie, altele mi le amintesc așa vag. Finala aia de cupă mi-o amintesc că Dinamo a condus cu 3-0. Apoi, pe final, cei de la sportivii au reușit să revină, s-a terminat 3-2. A fost un pic scandal acolo, la finalul meciului. În fine, am amintiri așa care
vin, dispar, iar apar. Ultima dată când am fost aici în Ștefan cel Mare a fost un meci de tristă amintire pentru suflarea dinamovistă, acel meci cu Universitatea Cluj, în care Dinamo a retrogradat din Liga 1. Mă refer aici. Iar ultima dată când am văzut Dinamo a fost la Galați, când Dinamo a câștigat cu 2-0, parcă. În fine, a câștigat acel meci Dinamo și a reaprins un pic speranțele la promovarea directă. Nu le-a ieșit, însă au reușit după aia să câștige. Da, nu știu la cât pleacă galeria, sigur nu pleacă de aici, de Ștefan cel Mare, probabil se întâlnesc în altă parte din București. Nu știu la cât pleacă, mi-a trimis cineva un mesaj, a zis că pleacă la Arcul Triumf, dar nu merge și o oră la cât ar pleca peluza pe CH-ul. În fine. Oricum nu se va compara. Ce șansă mare aici pentru șansa și... O deschidere de scor aici pentru Cuceasa, marchează Ronaldo de Cuceasa. Numărul 14. Da, o neatenție. Neatenție și marchează, să vedem cine e cu 14. Mihai Enache, pare că a marcat, da? Și 1-0, surprinzător. Dar minutul 17 mai e destul până la finalul timpului. Așa că nu e nimic pierdut pentru CSE Dinamo. Dar în fine, Ianache reușește să deschidă scorul aici pentru Pucioasa. Iar dacă știe Alexandru sau știe cineva de pe live când se întâlnește galeria Dinamo la Arcul de Triumf sau când e plecarea, poate îmi scrie. Dacă am timp o să mă duc acolo, dacă nu, cred că o să mă duc direct la Giulești și o să-i aștept pe pod. Nu am apucat să termin ideea, oricum nu se va compara cu corteul făcut de Dinamo la primul lor meci în Ghencea. Atunci, acel corteu, cred că a fost undeva la peste 5.000 de oameni. Adică nu cred, a fost sigur peste 5.000 de oameni și va fi greu de egalat de vreo altă echipă din România în viitorul apropiat. Pentru mine, oricum, până acum, e cel mai mare corteu care l-am văzut. Bănus din Amorvis, dar respect clubul din Amorvis, ca să e ideea. Pot să spun că din Amorvis nu reprezintă nimic în fotbal sau în sport românesc, e între cei mai puternice clubi. Așa că mai cum să nu-i respect, chiar dacă poate ții cu altă echipă. Nu sunt, cum ziceam, de la Mozis, dar am fost la meciuri al Dinamo, am fost la meciuri și la handball în Champions League, când a jucat Dinamo cu PSG-ul sau cu, mai știu, deci PSG a fost sigur, cred că a fost cu Kiel, ține să vedem aici. Și anul ăsta mi-am propus să ajung cu Fuchse Berlin, să vedem aici un joc periculos, cred, dar este o indirectă. Un joc periculos chiar în 16 metri acolo. Da, e mâna, brațul sus al arbitrului, deci va fi o lovitură indirectă, dar poziția este foarte bună chiar pe 16 metri. Da, nu se știe lor Dinamo dacă CSE Dinamo are drept de promovare, adică sigur are drept de promovare Liga a doua, CSE Steaua din ce știu nu prea are drept de promovare iarăși. Însă, da, e posibil, orice e posibil. Unde se întâlnește galeria Dinamo să plece în corteu? Din ce am înțeles, Vlad se întâlnește la Arcul de Triumf. Nu știu dacă e o formație oficială, mi-a trimis cineva mesajul. Cred că cel mai reușit e că am prins un unghi foarte bun la pod, acolo, la Lujerului. Și din zona aia, cred că, nu știu dacă sunt multe, mă zicem aici, șut,
blocat și fi corner. Cred că ăla e cel mai bun unghi de Corteo, pentru că l-am prins de la început până la final, iar intrarea lujerului și până la ultimul care a intrat în lujerului, cred că a fost undeva la peste 8 minute și acolo se vede, bineînțeles, cât de mare a fost acel Corteo. Imens, vă spuneam, peste 5 milioane au fost atunci. Vedem un fault în atac aici. De asta zic că nu se va putea compara Corteo din seara asta cu cel de atunci, pentru că nu că Dinamo n-ar aduna iarăși un număr mare de spectatori, ci pentru că nu au voie să intre în Giulești. Giulești, din păcate, este un stadion mic, are 13.514 de locuri, deci e mic. Iar galeria vizitatoare de obicei primește 600 sau 800 de bilete. Nu știu Dinamo dacă a avut un parteneria cu Rapidul și a primit toată peluza respectivă, peluza sud din Giulești, dar până acum Rapidul nu a dat nimănui toată peluza respectivă. Să vedem, cred că avem, da, pauză de apă, e destul de cald aici la Ștefan cel Mare. Da, vă reamintesc, 1-0 pentru Pucioasa după un gol marcat de Enache. A fost o neatenție atunci în defensivă. Enache s-a înfiletat și apoi a rămas singur portarul, a șutat imparabil. Mihai Enache, 2004, deci unul din juniorii de la Pucioasa. Juniori, Pucioasa are pe Alexandru Petre și Mihai Enache născut în 2004 și îl mai are pe Ilie Iuniță născut în 2005, azi din Dinamo ce juniori are. Dinamo are pe Ionuț Ulea, 2006, Daniel Stan, 2004 și Cristian Delciu, tot 2004. Da, se va relua jocul și am ajuns în minutul 23. A fost această pauză de apă. Vlad, asta am întrebat și eu. Știu că e la Arcul Triunghiului, dar nu știu ora. Ia să văd dacă îmi zice cineva și ora. Am trimis acum mesaj, vedem dacă primesc vreo răspuns. Da, Dinamo, după ce nu a mai jucat aici, chiar cred că e un an de atunci. Nu știu dacă Dinamo în Liga a doua a jucat vreun meci aici, Ștefan cel Mare. Cred că le-au jucat de toate în altă parte, dar Dinamo vii și știu mai bine. Probabil acel meci cu Cluj a fost ultimul aici în groapă pentru echipa din prima ligă. Sincer, am crezut că stadionul a fost dezafectat, dar uite că le pasă acolo. Le pasă. Da, am aflat ora în jur de 6 se strâng la Arcul Triunghi, probabil în jur de 6 și un sfert, 6 și jumătate pleacă spre Giulești. Nu merg la niciun meci weekendul ăsta la Vaslui. De fapt, merg duminică la Liga a 4-a Vaslui, la Cupa României, pardon, dar pentru Liga a 4-a, Cupa, culoar de Liga a 4-a, mi-am propus să merg la Șuletea cu cei de la Vulturești. Și probabil duminică dimineață o să merg la un meci din județul Tulcea. Încă nu-s decis dacă la Lungavița, la Slavia Cerchezi sau la Horia, toate trei din Tulcea. Încă nu m-am decis, mă mai gândesc. Aici e 1-0 pentru Pucioasa, Andriu. Marcat Enache în minutul 17. Să vedem, o pasă bună, spate părând, este offside. Un șut acolo și scoate portarul Dinamo, celor la Dinamo. A fost un șut bun la lung, deci portarul Dinamo Vis era la post. Da.
Da, era un stadion, nu avea farme acolo aici, dar asta era un stadion învechit, totuși, este un stadion învechit, e nevoie de un stadion nou și pentru Dinamo, sperăm că se va construi. Poziția stadionului este una foarte bună, aici, lângă metro. În punctul de vedere, stătea cel mai bine Dinamo, gura de metro lângă stadion. Și Giuleștiu stă bine, dar nu chiar așa aproape. Da, terenul, suprafața de joc arată bine, chiar foarte bine. De păcate, stadionul da, este degradat. Nu se mai fac investiții în el, doar fotbalul ăsta se mai joacă. Probabil sunt și multe echipe de juniori care mai folosesc baza asta sportivă. Eu, sincer, spuneam până zilele trecute, am crezut că stadionul a fost dezafectat, adică a fost a început demolarea lui, dar uite că încă nu s-a început demolarea. Dar n-am fost, bă, n-am mai fost, am fost. O să fac loja aia, bă, ne invită la vorbă arena la Simbra. Ce să faci, ne faci? O centrare lungă aici, este prea lungă și va fi out pentru CS Dinamo. Dar cred că pentru echipa de Liga 1 e o gaură că nu joacă aici. E cu siguranță o gaură, pentru că sunt niște chirii foarte mari la stadioanele Arena Națională și Arcul de Triunf. Foarte bine că invită, nu contează că a jucat și că a jucat. Foarte bine că invită. E mănânce blocat aici. Și va fi autorul celor de la Dinamo. În ce știu, da, stadionul e undeva în spate ăla de rugby. Nu că e siguranță undeva în spatele PCH, partea de nord. Mai e un stadion, un fel de terenul 2, care am văzut pe Google Maps, se numește Foia de Mitrache. Liga a patra Iași, nu știu când mai ajung. Vedem aici, să va fi au de poartă. Era să ajung la Scânteia cu Ton Mir. La Rebricea trebuia să înceapă la 10, la Scânteia la 12, erau unul lângă altul. Din păcate, meciul de la Rebricea a durat enorm. A început la 10 și 10 și s-a terminat undeva la 1 și ceva. Am prins cea mai lungă serie de penalturi până acum, pentru mine. S-au bătut câte 12 penalturi de fiecare, 24 de penalturi total. Din 24 de penalturi s-au marcat 23 de goluri, un singur penalt de apărat. Ăla a fost decisiv. E o gaură că nu se joacă în groapă, mă, nu în gaură. A, Dragoș. Uite, Dragoș ne poate spune dacă stadionul de rugby Dinamo e aici, în zona, în spate, pentru că probabil a arbitrat pe aici. Da, mă refeream financiar, din ce citisem undeva, Arcul de Triunf, dacă îl închirezi, undeva la 20.000 de euro. Iar Arena Națională undeva la vreo 45.000, 50.000 de euro închirierea. E clar că... A, deci propria Dumitrache asta, care ziceam eu că e terenul 2 de fotbal. Când e terenul 2 de fotbal, nu? Înțeles? Ia să vedem o încercare, dar peste poartă. Ar fi fost un gol de senzație. Era culmea după ce am prins săptămâna trecută chiar la Rebricea, un gol de genul. Atunci, direct din lovitura de începere, un jucător de la bancă a șutat cu poartă și a marcat golul egalizator. La case Rebricea gol, cei de la bancă au pus mingea la centru. Iar Robert Ciubanu a șutat direct pe poartă, portarul era undeva ieșit foarte mult și a marcat.
era culmea acum să vedem iar un gol de la jumătate de terenului. Nu că nu mi-ar fi plăcut, Doamne ajută să prind așa ceva. Chiar oare unde joacă Gramoviște, știu mai bine, oare unde joacă Dinamo meciurile de Habal din... cupele europene din European League, că din ce am înțeles, sala polivalentă din București a fost băgată renovare. Ziceam că aș merge la meciul ăla cu Fuchse Berlin, pentru că în aceeași zi ar trebui să joace România cu Elveția, și ar putea fi decisiv pentru calificarea la Euro. Și atunci le-aș lega pe amândouă. Dar dacă Dinamo va juca cine știe pe unde, la Mioven sau mai știu unde, e vreo sală de asta cât de cât modernă, atunci probabil zic pas. Chiar nu știu unde ar putea juca Dinamo, pentru că în sala asta de aici, sala Dinamo e destul de mică, doar vreo 450 de locuri. Și atunci nu e recomandată pentru competiții europene. Cineva dacă joacă Delci, vedem Delci. La ce echipă ar trebui să fie? La Dinamo, cred, da, economie. Delci, da, e cu 10, numărul 10, de la CSE Dinamo. Bună întrebare, Cange. E stadionul Dinamo. Stadionul, vechiul stadion Dinamo, unde a jucat zeci de ani. Clubul Dinamo Fotbal. Însă, cum ziceam, un stadion învechit și care trebuie schimbat. Faci spațiu, vedeți, și spațiu este între stadion și între tribune și teren. Arâncat prin niște tribune aici de toată frumusețea. Și trage bun acolo, respinge portarul. Așa, da, eu știam că s-a început demolarea, sincer, Alex, dar cum spuneam acum vreo două săptămâni, am văzut că se mai joacă încă. Erau articole că va fi demolat și se va face un nou stadion, însă chiar ieri văzusem un titlu, n-am apucat să citesc articolul, spunea că stadionul Dinamo în pericol, cine știe ce litigiu s-a mai descoperit între timp. Terenul, zona este foarte bună din punct de vedere imobiliar, spuneam că e la gură de metrou între blocuri, probabil dacă s-ar vinde terenul ăsta ar costa undeva la poate peste 500 de milioane de euro ca și poziție, vă spuneam, s-ar construi aici un cartier întreg. Dar, din fericire, încă e proprietatea ministerului, că altfel, dacă era proprietate privată, era dispărut de mult stadion. Fine, o pasă excelentă și offside la margine. Ar fi fost golul 2 pentru Cucioasa, însă offside, la jucătorul care a centrat. Foarte bună poziția arbitrului asistent, probabil a fost offside. Minutul 35, Doru, este 1-0 pentru oaspeți, pentru Cucioasa. În sala din aur, unde jucam meciurile HF. Înțeles, atunci asta e, jucăm, e bine. Din punctul de vedere că pot să leg meciul cu Elveția, cu meciul Dinamo cu Fuchse, Berlin. Așadar, dacă nu se schimbă ziua acelui meci, le voi prinde pe amândouă. Sala Dinamo e chiar aici, stadion, cum spuneam, e și gură de metrou, urce aici la Ștefan cel Mare, cobor la Piața Muncii și de acolo mai e un kilometru până la Arena Națională. Deci se leagă bine cele două meciuri. Și
E mică sala, sincer, da, asta e. Alta nu iese. Și pe partea e alta, cum spuneam, decât să joci pe la Pitești sau mai știu eu, pentru unde e o sală modernă, mai degrabă joci aici. Nu știam dacă este regulamentar pentru EHF să joace meciuri acolo, dar dacă este regulamentar, atunci cu atât mai bine. Când era pandemie, nu era problemă, dar acum cu public o să fie destul de greu. Și cu siguranță se va umple sala, vom avea parte de o atmosferă incendiază. E o încercare din nou de la mare distanță să facă asta. E a treia încercare de la jumătatea terenului, sau în fine, din zona jumătății terenului. Două spre poarta lui Dinamo, una spre poarta lui Cucioasa. Da, e... încearcă să surprindă jucătorii portari. Vedem o pasă greșită acolo. Iar Cucioasa, cum spuneam, reușește să ține de scor, are 1-0, a mai avut un gol anulat pe motiv de offside și încă vreo 2-3 situații, de partea cealaltă au fost situații bune. Sambări. Da, ar fi interesant și meciul cu francezii, dar doar dacă reușesc să le cu altceva. E greu pentru mine să vin doar pentru un meci de handball. De obicei nu prea se adună lume la handball. Mă refer pe vizualizări pe internet. Ce am prins la meciul Dinamo, am prins pe galerie. Pentru că fac atmosferă senzațională. Meciul în sine nu prea a strâns oameni. Vedem aici o minge interesantă. Pasa în centru Perecareului, să ne atenți cei de la Dinamo, recuperează acolo, încearcă să intre spre centru, șut în blocaj, scot. Prima fază și de la Pucioasa și va fi autul. 38, mai avem să dar vreo 7-8 minute din această primă repriză. Vă reamintesc 1-0 pentru 17, a marcat Enache pentru Pucioasa. Nicu Grameni, dacă e la meci, nu știu. Numele Grameni îmi sărea în ochi. O fi frate cu Grameni de la Faro, dar nu l-am, n-am văzut niciunul. N-am văzut niciun nume de genul. Nu. Pe bancă sunt Gabor, Ciochină, Iordănescu, Petre, Mihalache, Vasilescu, Ianache, Ilie și Băciuț. Deci nu este Grameni pe bancă, nici în teren. Probabil nu a prins lotul. Da, suprafața de joc este foarte bună. Am trecut pe ea, că am parcat mașina în spate la tribuna B. Este o parcare acolo. A, dacă e angajat, a, scuze, am crezut că e vorba de vreun dinamovist, de vreun jucător de fotbal. După nume, Grameni este cel de la afară. Angajat la Cluj Pășcrai în echipa de Liga 1. Probabil e, aici sunt mai multe oameni, cred că s-au dus undeva la peste 150 persoane prezente. Suntem aici aproape de o greșeală, de la Pucioasa, nu o să reușesc să respingă. Mingea înalt acolo, dar direct în brațele portarului. Dar de ce e ceva legătură de nume? Ca în fel era oricum un nume rar întâlnit. Cel antrenorul echipei Bratu de la Dinamo a fost la Focșani în trecut. Și Băciuț sigur e acel jucător care a fost la Focșani, un jucător foarte talentat. Era golgheter, Charles.
spuneam, l-am văzut pe banca de rezerve la cei de la CSR Ramos și pe Ricardo Mihalache, era golgheterul celor de la Râmnic Sărat, a jucat și pe la Ceahlău, a fost plecat și prin Oman, dacă nu știu eu, sau în fine o țară din Peninsula Arabică. Avem aici un offside semnalizat de la margine. Da, în continuare se menține scorul. Avem aici această diagonală. Ce-a scut cei de la Cucioasa Mingea, trimită aici prin propriul portar. Să vedem aici, șansă, la margine. Vedem aici o intrare și au cerut penalti cei de la Pucioasa. Nu se dă penalti, dar nici cartonaș pentru simulare. Probabil jucătorul de la Pucioasa a vrut să sară peste adversar și atunci a căzut. Vedem aici un offside, scăpat Silva. Se fluieră offside. Da, așteptat de mică asistența la aici, mă refer pe live în primul rând. Bine, asta pentru că nu sunt din zona asta, e prima dată când transmit din seria 4 cu siguranță. Am mai fost la meci, cred că, prin alte serii, pe seria 3, pe la Borcea, vedem aici o centrare mingea în 16. Urmează un șut din prima, însă în blocaj, excelent blocajul, încercarea de șut a fost bună. Da, recuperarea acolo, nu este faul, nu este offside, scapă singur portarul, să vedem, își face mingea lateral, se duce un pic în unghie, nu-l atacă nimeni, are timp să se gândească, scoate în 16 șut, însă în blocaj, ce ratare, imensă ratarea, și-a făcut mingea prea lungă acolo, în lateral, jucătorul celor de la CS Dinamo, putea marca aici, însă... Cum spuneam, a încercat să dribleze portarul și a făcut mingea prea lungă, a intrat în unghi, apoi pasa în centru, a fost blocată și rămâne 1-0 pentru Pucioasa, da, uite, pentru melancolici suporteri namovești, dau așa un... cu terenul, cu stadionul. Așa ca amintire. Pentru nostalgic. Stadionul Dinamo. În continuare 1-0 pentru Oaspeți, pentru Pucioasa. Însă Dinamo a ratat mai devreme cea mai mare ocazie a meciului. Singur, singurel atacantul dinamovist a scăpat cu portarul acolo. Însă și-a făcut mingea prea lung și a ratat o șansă mare, mare de tot pentru egalare. Acum a arătat la bratele lui care vince, a luat trenul foc acum, pe linia referată, cum spuneam, rămâne 1-0. Dați și voi share pe în grupurile dinamoviste meciul, să dacă sunt de pe la Pucioasa oameni, și anunțe colegii cu live-ul ăsta, că mai avem o repriză. Lângă aceste câteva minute din aceasta. Suntem deja în minutul 45-46, cred că ne apropie de final. S-a fi arătat și prelungirile, dar n-am văzut. Faul în atac aici.
Vă reamintesc scorul 1-0 pentru Pucioasa, un pic, o mică surpriză în această primă repriză, însă mai e o repriză la expoziție pentru CSI Dinamo de a întoarce scorul. Lasă-l, să vedem aici. Pătrundere, șut însă peste. Ceartă colegii aici pentru această execuție. Copiii stau cu mingea în mână, nu sunt pregătiți pentru a fi copii de mici. E lung acolo. Și fault în avantajul celor de la CSI Dinamo acolo. Încă nu se fluieră finalul aceste reprize. Aici un galben cât se poate declară pentru atacantul Pucioasei. N-am rar vede așa ceva. Jucătorul cum urmărește de la Pucioasa. Dar vine din spate în momentul când se execute Beriu Calofir. Cred că e cel mai clar galben al săptămânii. Nu știu ce a fost în capul atacantului de la Pucioasa cu această încercare de a bloca o lovitură liberă. Deja se așezase la echipele, deci nu pot spui că oprea un contraatac sau mai știu ce. Pur și simplu cred că e asta mintea la faza respectivă. Să vedem aici, de la margine. Să vedem, o pasă bună. Scoasă acolo, centrare, însă în blocaj. Operează acum Dinamo. Drumul bine. Să vedem aici, 2 cu 3. Vine și al treilea. Se bagă exact în adversar, este blocat de drumul la margine. Șansă pentru Dinamo aici, însă se blochează din nou faza de la margine. Se vede centrarea, însă în blocaj și va fi out. Nici nu mai se va executa, se termină prima repriză. Este 1-0 pentru Pucioasa. După golul lui Ianache din minutul 17, oprim sonorul și ne auzim în repriza a doua. Rămâneți pe live, rămân cu imaginea video, dar sonorul voi opri, voi fi doar în comentarii.
ca tare, venim cu sonor de la meci. Vă reamintesc scorul la pauză. 1-0 pentru Oaspeți, pentru Cucioasa, a marcat Enache minutul 17. A ce a făcut azi Galațiu Mareni, dacă știi, cu Târgu Mureș, parcă trebuia să joace. Am lucrat că mâine, pardon, dar e tot să știi. La 12. Gata, start joc, dar se amână startul, că au furat cei de la Cucioasa. Ce plan de organizare, mă? Da, nu, doar cu mine. Acum spuneam 1-0 aici pentru Cucioasa și am aflat un rezultat din seria 1 de Liga 3, singurul meci care se joacă în Moldova. În Moldova. În cele două serii, 1 și 2. Conduce Brăila, surprinzător, la Râmnic Sărat, și că avea Brăila 1-0, ar fi o mare surpriză. Brăila a reprimit în Liga a treia joi, joia trecută. Tavius nu cred că are nimic de la... E echipa ministerului. Adică similaritățile dintre cazul mai cunoscut FCSB, CSA Steaua sunt până la un punct aceleași, adică acest CSE Dinamo este echipa din clubul istoric, secția de fotbal, acest club fiind cel care are handbalul, voleiul și toate celelalte sporturi și sportivi. Să spuneam, asta este secția de fotbal, reînființată acum vreo 2 ani, cred, de CSE Dinamo, însă, din fericire, cumva aici nu este acel scandal legat de palmares și alte chestii, adică, din ce știu momentan cei de la CSE Dinamo, nu revendică nimic din vechiul palmares clubului Dinamo. Cei de la Liga 1 Dinamo 1948 au conflict cumva cu echipa lui Balea, care este echipa de Liga 4. Dinamo 3 echipe, așa dar. Deci avem Dinamo de prima ligă, Dinamo acest Dinamo al Ministerului de Liga a 3-a și mai este un Dinamo care ar ține de Nicolae Badaia, care e în Liga a 4-a. Ionuț mâine merg la înspre sud, față de casă. Probabil ești, dar încă nu mi-au răspuns. Mi-am trimis mesajul de la ești, dacă mă las tras din meciul, dar n-au răspuns încă la mesaj. Altfel, aș merge la Iaca sau Șuțești. La Șuțești, cu Focșani, transmite sportul de Vrancea. La Iaca transmite de obicei Iaca TV pe YouTube. Așa că doar Lieștiul era netransmis, dar aștept răspuns de la ei, că fără răspuns nu mă duc eu pe capul meu. Nici nu mai... Le-am trimis pagina de Facebook, deci n-am trimis pe... Nu cunosc cine se ocupă acolo de echipă, în fine. Dar oricum nu merg în partea din seria 1, pentru că toate echipele joacă în nord, iar eu am am nuntă mâine seară, chiar la Brăila. Brăila are joacă cu 8 jucători de culoare, probabil. Da, înseamnă că doar cei 3 juniori sunt români, restul înseamnă că s-a dus. Da, nu știu echipa Brăilei, conduce cum ziceai și tu, primise și eu informația, cu 1-0 la Râmnic Sărat. Ar fi o mare surpriză, nu? Nimic nu se știe de Brăila. Brăila, fotbalul brăilean a dispărut complet din online acum vreo 4-5 luni.
Deci nu știu dacă are apărut în online și nici informații prin presa brăileană nu prea avem. Îmi spuneam până joia trecută Brăila era retrogradată în Liga a 4-a și joia au fost chemați în Liga a 3-a. Probabil ei aveau ceva informații pentru că altfel n-aveau timp să facă în câteva zile atâția jucători de culoare. E o procedură care durează cu vize, cu tot felul de contracte și așa mai departe. Și probabil Brăila se ocupase în mare parte de a rezolva acele transferuri, având informații de la federație că vor fi primiți. Dar ce a făcut federația e un pic ciudat. Până joi ai un număr de echipe și un număr de serii stabilite, componențe, etape, așa. Și vineri începe campionatul, iar joia respectivă, o zi înainte, ai decis că trebuie să schimbi componența unor serii, să inviți anumite echipe și tot așa. Da, asta e. Înțeleg până la un punct și intervenția federației acolo, pentru că ar fi rămas încă din startul sezonului cu două serii descompletate, da? Asta e. Să vedem aici antrenarea direct în brațele portarului. În continuare 1-0 pentru Pucioasa. Sau George, da, oțelul joacă peste câteva minute, începe meciul de la Ploiești. Petrolul. Meci între frați, cel puțin la nivel de galerie. Cele două galerii sunt înfrățite. Așa cum Uclujii cu Dinamo, eu știu, CSA cu UTA și Corvinu și tot așa sunt mai multe înfrățiri. Rapidul cu cei de la Poli Timișoara. Fine o degajare, înseamnă. Nu, rămâne mingea în teren acolo. Ia să vedem, cu mingea ce părea pierdută, rămâne poziția Pucioasei. Inițial am vrut să leg cele două meciuri de Liga 1, Petrolul și Rapido, însă nu aveam timp. Trebuia ori să renunț la o repriză la Petrolul Coțelul și mie nu prea îmi place să plec din timpul meciului. Ori să pierd cel puțin 20-30 de minute din Rapid cu Dinamo. Și asta, da, na, în fine, acum eu gândesc pentru mine, dar cei care programează meciurile nu gândesc la fel, n-au niciun interes. Nu știu dacă erau 5 oameni, hai să zic, poate eram 10 care am fi vrut să fie, nu știu, la ora 6 oțelul Petrolul și la ora 9:30 să rămână Rapid Dinamo, pentru că acea jumătate de oră ne-ar fi ajutat să prindem ambele meciuri de la început. În fine, nu s-ar fi gândit de PFU în așa fel. Mâine se potrivește la Liga 1 o chestie de genul, dar eu nu sunt în zonă. Să vedem aici, șansă mare, șut însă deviat și va fi corner. Nu? Aud de poartă. Mi s-a părut un corner clasic. Un șut în blocaj. Însă, probabil, arbitru, fiind mai aproape, a văzut că jucătorul Pucioasei ar fi reușit să dea primul minge și apoi jucătorul Dinamo să tragă pe lângă. Da, e pentru mine ciudat de la distanța asta, dar sunt totuși, cred că, vreo 60-70 de metri de unde mă aflu. Păi, televiziunile, dar prin TLPF fac programare, dar nu le face. Televiziunea propune, LPF-ul aprobă. În fine, mâine se potrivește voluntari și cu FCSB de la voluntari până la Arena Națională faci vreo 30 de minute, deci ai timp. S-ar spăra oțelul dacă ar scoate egal la Ploiești. Eu cred că oțelul ar da petrecere dacă ar scoate o victorie la Ploiești. Orice e posibil. Eu cred că Galațiu avea nevoie de un declic
cred că declicul ăla vine acum, a venit acum la cupă, FC Bacău, o primă repriză mai slabă, după aia Oțelul și-a dat un pic drumul la joc. Bine, a avut și un pic de șansă la un primul penalti, nu prea a fost, dar dacă s-a dat, asta e. Suntem aici, din am o șansă mare, centrarea însă, mult prea lungă și direct în afară. Acel Oțel a câștigat la Bacău acel meci. Da, probabil, nu știu, Doru, s-ar putea să fie cumva o prietenie între băncile tehnice. Să zicem un șut bun aici, să peste, și nu au de poartă. Da, e sintetic, jurul la Bacău, asta e. E un sintetic relativ nou. Însă, na, dacă nu ești învățat cu sinteticul, e destul de greu de jucat. Accidentările sunt mai des întâlnite pe sintetic pe un teren de iarbă. Din păcate, un jucător de la Bacău a suferit o accidentare foarte gravă în startul jocului. Suntem aici, asta avantaj vine, șansă mare și respinge cineva acolo prin răcare și se dă galben pentru faultul de mai devreme, da? Mare șansă din nou. Munca e muncă și prioritară, fotbalul trebuie să fie un hobby, dacă poți să mergi bine, dacă nu, nu. Trebuie să renunți la serviciu. Hai, știu eu ce a pățit, eram chiar acolo. Jucătorul de la Oțel a intrat prin alunecare, din cauza sinteticului a alunecat peste minge, adică a lovit mingea și apoi s-a dus cu piciorul peste minge. Mingea rămânând sub jucătorul Oțelului și piciorul respectiv s-a dus direct în adversarul Băcăuan. L-a luat cu fulgi cu top, cum se spune în fotbal. Dar era acoperit arbitrul de regulament pentru că jucătorul Oțelului a atacat mingea, a luat mingea și apoi din inerție, din păcate, s-a dus în picioarele jucătorului Băcăuan, care a fost luat cu salvare de la meci. În fine, n-a fost o intrare tare, n-a fost ceva intenționat sau mai știu eu ce. Pur și simplu a fost ghinion. Noi trebuie să înțelegem, arbitrii sunt oameni și pot greși. Așa și la penaltiul, vă spuneam, pe primul penalti al Oțelului a fost greșit acordat, a fost o simulare. Însă, în discuțiile care le aveam acolo la stadion, ne-am uitat pe reluare. Jucătorul de la Galați a fost foarte inteligent acolo. A lăsat piciorul cumva și a atins acel cauciuc care a sărit din sintetic și părea a fi un contact cât se poate de evident. Înțeles, când am dat cu reluare, n-a fost contact, adică n-a fost de penalt de nimic, dar arbitrul a fost păcălit. Una e când trebuie să arbitreze atunci, fără să ai timp să vezi vreo eroare sau mai știu ce, și alta e când ai varul, alea cu varul nu pot să le înțeleg. Deci alea pentru mine e noaptea minții, ca și cazul acela dintre voluntari și Oțelul, când jucătorul de la voluntari a călcat intenționat adversarul. Să vedem aici șansă, șutul, să peste. Îl calcă intenționat chiar sub ochii centralului. Centralul, să zicem că n-a văzut intensitatea, nu era chiar acolo, nu era cu gândul, în fine. Dar pe filmare se vede clar, intenția se vede cum îl calcă și nu dai nimic. E ceva rar, da, asta e. Alea nu le voi înțelege, în schimb celelalte le pot înțelege. Așa vede omul. De exemplu, ieri la Ceahlău, cu Cluj, la primul gol al celor de la Cluj, ar fi fost un penalti, un offside. Să vedem aici, nu este offside, dar nu, dar este. Jucătorul de la Puceața greșește, copilărește. El era în offside,
cel care vine din flanc, n-ar fi fost în offside. Îi strigă toată lumea să lase, să nu mai atace el, dar e nimic, insistă. Și atunci intră în posesie și se sfânzează. Rămâne 1-0 pentru Cuceasa, în continuare un scor surprinzător pentru mine, mai ales cum debutase Dinamo în acest sezon 4-0 cu Breaza. Chiar cei de la Breaza au avut și galerie aici, în stadion. Atac, nu este offside, acolo în margine, se întoarce. Pasa, să cred că e prea lungă și va fi out pentru Dinamo, da? Vedeam acum că e grupul meu, avem un grup de Liga a 3-a pe zona de nord-est și acolo avem și un concurs de pronosticuri. Toată lumea la rândnic cu Brăila a pus scoruri din astea astronomice. Eu eram printre cei mai optimiști, doar 6-0 pusese pentru Râmnic. Nu cred că era cineva mai optimist ca mine, restul erau de la 8, 9, 10, 0 în sus. Dar uite că Brăila a rezistat de repriză, a și marcat. Da, s-a avantaj din nou arbitru aici. E o pasă bună, nu este offside, șansă interesantă. Centrare blocată și avut din brațe portale. Oțel a traserat cu un francez. Vă scrie tare aici, Rosario la Tușin. Da, dar până se integrează, se duce anul ăsta. Uitam și la Poli Iașie, cu Silviu Lung. L-au tot așteptat să intre în formă și când a intrat Silviu Lung în formă, au luat roșu. Iașov a furat-o ieri ca în codru, la Zalău. Neașteptat pentru mine, așa scor. N-am văzut jocul, sincer, ca să îmi dau părere. Am văzut un scurt rezumat al meciului. Până la roșu, Zalău mai avusese, pe lângă golul, marca mai avusese parcă două ocazii, avusese și Iașov o 3-4 ocazii. Azi aici, șansă mare de tot, centrare fața porții, însă portarul e acolo și le ține. Trecea mingea asta, era 2-0. Nu a început David, uite, că stadionul e în picioare încă. Nu spunea mai mult de asta, am venit. E o onoare, pot spune, să transmit de ei de pe acest stadion. Chiar dacă nu e Dinamo al suporterilor, e Dinamo clubul ministerului, dar e Dinamo. Pasă, nu este offside acolo, însă intervine excelent jucătorul. Tot întrebau ce deau de elicopter. Atunci că avem un elicopter și aici. Caracterizează. Interesant.
știam că e pistă. Să probabil că aterizează pe stadion, respectiv. Să nu fie vreo urgență. În fine, scorul în continuare 1-0 pentru Cucioasa. Oaspeții conduc. Continuare 1-0 pentru Cucioasa. Vedem, șansă bună aici. Întoarce. Centrare acolo, respinge la Dinamo. Da, continuare 1-0 pentru Băieva, pe licență lui. La Râmnic, mă pune cineva de acolo scură. Dar și că Râmnicu are securitate, da? Uite acum a scris și Sabin aici. A luat roșinul la Brăila, din centrarea s-a blocată. Aici este egalitate numerică pe teren, 11-11, dar Pucioasa are 1-0. Avem Pucioasa a marcat un puș. Este offside, ba da, se peste. Cred că și a galben, pentru că a dat iară minge după fluier. Ar fi culmea să fie unul din aia care are deja galben. Nu? În fine, oricum e pauză de apă. Avea un atacant de la Cucioasa galben, în prima repriză. De aici, din Ștefan cel Mare, mă duc repede să mănânc ceva și apoi plec în Giulești. Și în care nu știți, deci e greu să cred că nu știți, seară avem un derby al Bucureștiului între Rapid și Dinamo. Asta ar mai trebui ca și Rapidul, CS Rapid, să-și facă și ei secție de fotbal. Suntem o minge lungă. Diviere. Un fault mai tare aici. Nu se dă nimic, ba da, se dă faultul. Nu știam dacă se dă sau nu faultul și este galben. Aici, dacă am luat jucătorul
spucioase. Aia, căptanul lui Ționera Dinamo spune că a retras piciorul, însă a fost foarte rapid de față. România Fan TV mi-a dat a, mi-a trebuit ceva. Trebuie cineva o șaurmerie din Giulești, m-au auzit cum e foame. Mersi, mersi. Oricum trebuie să vin spatele cu tine ca să ne întâlnim, trebuie să ne vedem. După aia mă duc la șaurmerie. Te sun eu când plec de aici ca să-mi zici dacă te găsesc la adresă. Da, în continuare, e 1-0 pentru Pucioasa, spre o mică surpriză, dar Pucioasa rezistă. Da, păi, da, cum ziceam. În șlefa cel mare e Xormeria. Spatele tribunii unde stau eu. Gata, am înțeles. Da. Mă duc, dacă tot mă duc în Giulești, mă duc la șormeria Băneasa, nu? Că la ea fac reclamă ăștia acolo pe stadion. Mă, că eu am mașina în partea cealaltă. Eu am în spate la tribuna cealaltă mașina. Uite, și primul fan Pucioasa aici pe live. Chiar mă gândeam, oare n-a intrat nimeni în Pucioasa pe live? Am văzut că au un grup pe Facebook, pagina de Facebook e inactivă din 2022, sau un grup și am intrat și eu în grupul respectiv și era acolo. Era acolo pus link-ul de acel grup al Pucioasei. Da, nu mă duc la vreun restaurant ceva, mă duc doar repede să înfuleg ceva. Normal aș fi tras, dacă era pe rang național în meciul, mă duceam frumos la Dristor, dar nu știu dacă e vreun Dristor pe zona Giulești sau pe aici pe Ștefa, cel mare. Aici un genț cât casa, l-a văzut pe Dristor, a luat-o la sub brațe, jucătorul Pucioasei. Poziție bună, sunt 20 și ceva de metri, 23-25 de metri. Acum trebuia să bag un din aia cu This Live is sponsored by Dristor Kebab sau Băneasa. Ceasul meu spunea, am o poziție bună. Au și prima repriză o lovitură liberă în aceeași poziție, cei de la Dinamo. De această dată trece mingea peste zi, dar și puțin pe lângă poartă. Mare de tot ocazie. Probabil cea mai mare a reprizei pentru Dinamo. Pucioasa, cum spuneam, rezistă destul de bine. Nu pasă bună în spatele apărării, nu este offside. Șansă, centrare, 6 respingere la Pucioasa în prima fază. Ce caută ăla acolo? N-are la cine să dea. Hai să vedem aici, de nou. Centrare bună și respingere. Cei de la Pucioasa se agentează acolo un fundaș, cred că are crampe. Nu, bă,
au mai multe avioane. Da, Brăila cred că e în continuare 1-0. Încă nu m-aș bucura. Se pare incredibil că au echipă luată. E ca Danemarca 92. Ne-au chemat direct de la Blasova, de la lacul Blasova, i-au chemat direct la Liga a 3-a. Reușit să conducă la Râmnic. Râmnic sărac care a jucat baraj cu Foresta. Sezonul trecut, în această vară, dar e și mingea, se opresc ceva pucioasă acolo și șutul peste. Mare prostie. La celor de la Pucioasa aici, că s-au oprit toți. Da, sunt câțiva spectatori aici din Pucioasa, pe lângă mine, și chiar asta, reproșează propriul jucători. Dacă nu dă arbitru, ce faci, te oprești? Ar fi egalat Brăila, Râmnic Sărat, din ce înțeleg la Gabriel, și cu omul plus. Acum am câțiva fani ai Brăilei, o doi care au o leacă de... Păi să plecați o leacă, oricum. Anul trecut, când l-au bătuit cu de-al de 9-2 și mai știu eu ce alte scoruri, voiau să-l aud de echipa Brăilei, că, dom'le, și vrei, jucăm numai cu juniori, că asta e, că nu fi copății. Acum, dacă vor câștiga, vreau să-i văd cum vor să-l aud Brăila, că și-au adus stranie. Că, până la urmă, care-i logica? Oricum, da, pasă bună, nu este offside, șansă mare acolo, din nou, scoasă mingea și gol. Reușește într-un final Dinamo să înțelege. 1-1, iar își dau la apărare. Cine a fi marcat? Kiki, dar nu știu cine e Kiki, să-l vede dacă se întoarce. Nu știu acum. Cred că chiar Jecarul. Acum nu-l mai văd. Da, Jecarul egalează. Delciu Cristian reușește egalarea aici. Da, rupe. Are o pungă mare. Nu știi, dar Gabriel aia în trecut făceam noi mișto pe la Liga a 4-a, pe la Bazuie, când trebuia să mințe în continuu. Și am se sponsorizat de Banzai. Aici pasă pe trecut portar, degajare. Delciu a marcat de Carol Kiki. Kiki ziceau ce e pe bună, dar pe coaivă pe Cristian Delciu, 2004. Așadar un junior a marcat pentru Pucioasa, un junior a marcat și pentru Dinamo. Suntem aici, degajare. Mai avem vreo 7, poate mai bine, vreo 8 minute plus prelungiri în acest meci. Și va fi corner aici. Da, 1-1 așadar. E minutul 80, marcat Delciu pentru Dinamo. A, circaseră toți jucătorii din Dinamo în careu, dar erau doi jucători la Pucioasa aici, la mijloc. S-au retras până la urmă trei dinamoviști, dar era culmea să-i lase singuri. Democentrare bună, bară! Eroare excelentă cu capul. Și joc periculos apoi, da, de arbitru. Dar mare retoratare la Dinamo aici. Centrare excelentă din core, într-o de cap foarte bună. Care a lovit transversala, rămâne 1-1. Joacă mai bine Dinamo în acest final. Îl pune aici sub presiune, pe portar, pe gazare. Se vede mai repede cei de la Dinamo.
Centrare, bun, Baradoa, recentrare însă direct în picioarele adversară, a cerut Henza, nici vorbă. Un șut de la mare distanță, să pe lângă poartă, mare greșeală, până... A fi corner, da, uite, a fost deviat atunci. Unde era, de la Volcă? Ia să vedem această șansă. Era, mă, mai periculoasă de câteva minute, a avut câteva ocazii. A și marcat un gol. Aici arbitru intervine, în care s-a întâmplat ceva acolo sau contrat. Se vede centrarea acolo, direct pe portar, respinge acesta, boxează. Intrare prostească a jucătorului de la Dinamo acolo. A sărit în spatele adversarului și pau. Mi-a jucat pe la Liga de la cine vrea să jucă? La Liga 1, la Cluj? Această minge aruncată acolo. Iată, spinge și jucătorul de la Dinamo, dar greșit, minge scoasă. Îl trage acolo pentru cuceasă. Dar rămâne mingea aia pentru cuceasă. Se vină în chinț. Să nu ceasă. Se vede mic. Se vede direct și... A crezut că e pe poartă. Va fi, cred că, un galben la bancă. Aici, da. Da, un galben la bancă de rezervă. Și roșu. Adică, nu știu dacă e din două galbene roșu sau e al doilea sau e roșu direct. Sări mâna acolo jucătorului, dar arbitru cred că asta explică că întâi l-ar fi lovit în corp pe jucător. Ar fi lovit întâi în, da, în corp pe jucător și apoi ar sări mingea mâna. Dar era un jucător de la Pucioasa care a protestat, avea galben. Și a luat pe al doilea, a luat roșu, dar e roșu pe bancă, deci nu va fi cu un om în minus, Pucioasa. Haideți că, dacă elicopterul, da, cred că e un elicopter zmur, sper să nu fie vreun caz, vreun necaz, asta e, se întâmplă din păcate și lucruri mai puțin plăcute în viață, dar să vedem aici șansă pentru Dinamo, centrarea e pe scurt acolo, să nu e nimeni. Va fi auto cu ceasă. A, deci Râmnica e egalat până la urmă de 11 metri. Și roșu pentru Brăila și 11 metri. Interesant. Ia să vedem aici, bună diagonala, foarte bună diagonala, spațiu mare. Da, până o întoarce pe acest fel de oră, reușește pe urmă, excelent. Întârzie, șut pe scurt, bară și cu coasa. Un șut pe scurt respins de portar în bară. Da, o minge care nu a anunțat mare lucru, mai ales că a bâlbuit-o, ulea, că a atacat-o cu coase. Însă, până la urmă, acesta a reușit să tragă. Spunea portarul, a respins mingea, însă în bară. A șansă mare și pentru Pucioasa să intre în avantaj. Îmi amintesc că orile este 1-1. Deci e bine acolo. Intră spre centru. Să vedem aici, respin pe la urmă. Da, pasă pe culoar, nu este ușa aici. Și cartonaș roșu va fi cu siguranță. Inteligent jucătorul de la Dinamo a știut să scoată faultul acolo roșu, da? Nu cred că jucătorul Pucioasa a vrut să faulteze, nu cred, sincer, dar
scutur de la Dinamo inteligent a lăsat piciorul acolo, a fost musculat și roșu. Cred că mingea ajungea la portar. Braila a condus la rând, ar fi surpriza plăcută pentru mine. Hai Braila înapoi în B. Cine știe? Că așa spunea că nu știu cine promovează anul ăsta, că dacă vinci și făcut Braila. Mare de tot ocazie mai devreme pentru ceasă, așa cum roșu. Da, fault de roșu, pentru că era ultima apărător, ne asudim aici. Șutul însă peste poartă. Cucioasa în continuare are 1-1 la Dinamo, însă după gol dinamoviști au mai avut ceva ocazie. Cucioasa a avut și ea bara aia mai devreme, însă acum s-a ales cu un nou cartonaj roșu. Două roșii pentru Cucioasa, nu, însă numai unul pentru jucător aflat în teren, celălalt roșu a fost pentru un jucător care era deja schimbat. Deci nu, Cucioasa joacă doar cu un om în minus, nu cu doi. Continuare, egalitate aici. E cere cu lotus cu aflat. Cine se seara? Direct pe pistă, păcate, n-am prins momentul. Jucător de la Cucioasa e întins acolo pe pistă. Și acum joacă 2 ani în minus, cei de la Cucioasa. Foarte grăbit medicul de la Dinamo. Mai are un pic și Ternemeciu până ajunge. Un sprint lansat, doctor. Hai cu golul! Vedem un șut bun acolo, un șut gol! Aoleu, ce gol! Ce ciudățenie de gol! A, e golul zilei asta. Un șut de la distanță. Mingea a sărit fix în fața portarului. Direct în bara transversală. 2-1 pentru Dinamo, care... Da, și asigură victoria. Dar aici e o chestie mai rară întâlnită, am prins, sincer. L-am pins acolo în afara pistei pe jucătorul la Pucioasa, care se resimte. S-a accidentat. Arbitru a dat drumul la joc, fiind jucătorul în afară, în fine. Astea sunt chestii care eu sunt disperat. Da, asta e. Jucători care se dau loviți în loc să revină în teren, să mai tragă de ei 2-3 minute până îi schimbă. Stau și se... În fine, ia, mă ierte degeaba. Da, cârtița aia a fost acolo. Clar, da, e un gol... Înainte era la Eurosport, o emisiune cu astfel de goluri. Mergea perfect acolo. A sărit mingea rău de tot pentru portarul Cucioasei. A sărit foarte bine pentru Dinamo acolo. Cred că a lovit linia de 6 metri mingea. În fine, și 2-1 pe Dinamo, care toarce scorul. Brăila are 3-1 la Râmnic și și-a punctele Brăila. Uite că într-un meci a întors scorul echipa gază, în al doilea nu l-a mai întors. La Râmnic, Brăila câștigă punctele. A, intră și ambulanța să vedeți și pasă, nu este offside. Șutul însă, peste poate. A venit și ambulanța aici. Vine greu să cred că s-a accidentat așa grav. Jucătorul Cucioasei probabil s-a julit pe piste. Cred. Probabil. Aruncă în teren, noi! Indicații din tribună prețioase pentru copiii de mici să piardă mingile. Copiii de mici serioși nu vor să ascultă mingile. Offside aici. Da, ce gol. Serios? Să nu spui că a fost vreun gol de genul și pe la Petrolul. Thank you.
gata, de câte mai vedere. Ce? Da, indirect. Aia, da. Când spuneam că e gata meciul, nu se mai poate întâmpla nimic. Cei de la Dinamo fac o gafă de începători. Nu știu, Tor ar fi trimis mingea spre tur portar care a luat-o în brațe. În fine, nu era pressing pe portar, putea să o preia, dar acesta a luat-o în mână și indirectă. Undeva pe 15 metri, ieșea și cartonaș galben portarul Dinamo. Da? O gafă mai rară întâlnită. Meci de gafă astăzi. Ar fi culmea să iasă gol aici de gafa asta. Exact când vă spuneam că nu se mai poate întâmpla nimic. Uite că o comit cei de la Dinamo aici. Pasele vin la piept. Da, păi da. E iarba înaltă. Da, și că la sări mingea, sincer, nu e de acuzat foarte mult portarul cu ceasă. N-ai cum să te aștepți ca din 5 metri să-ți țară mingea, nu că a sărit 5 cm, a sărit sub bară. În fine. Da, Brăila câștigă la rând, surpriză. Dar nu, n-aș dat din portarul, mingea a sărit foarte mult, a lovit transversala din câmpul ăla. Vrem aici, șut și scoate portarul. Urale în tribune la Dinamo. Pentru această intervenție a portarului. Nu iese mingea. Aoleu. Ce e acolo, ferească Dumnezeu? Până la urmă scoți și la Dinamo. E incredibil ce gafe poți să vezi. Și nu este offside. Lasă și jucătorul de la poartă mingea acolo prea mult. Rămâne în teren, ține în teren. Concentrarea, respin până la urmă și la Dinamo. Mingea 16, dar nu știu ce se întâmplă cu Dinamo, au dormit acum. Atacă valuri și doamna de incredibil. Om în minus, ucioasa evaluează ce se întâmplă aici. N-aș fi crezut așa ceva, sincer. Dacă era meciul la pariu, dar cred că e pe la pariu. N-aș fi crezut că mai poate egala ucioasa. Sportul la Pucioasa sunt pucioșteni. Da. Ei egalează Pucioasa aici, incredibil. Nu mă așteptam. Credeam că s-a încheiat meciul și cu omul minus și cu gol marcat de felul care a marcat Dinamo. Credeam că e gata. Și când colo, cei de la Pucioasa egalează aici cu lovitură de cap. După o acțiune prelungită, adică n-a fost o ceva dintr-o greșeală, cei de la Pucioasa chiar au avut ocazie acum pe final, și aceea indirectă. Forța pucioștenii. Da, ce fază. Și cum în minus. Dar uite că, na. Dar Dinamo atacă și speră că va mai da lovitura odată. Oricum, meci foarte frumos, mai ales în repriza secundă. Și prima a fost ceva ocazie, dar a doua fost cu multe ocazii și vedem o aruncare acolo, iese portarul și reține. Vine de la Băile de acolo, din zona respectivă. Cred că orașul, zona respectivă, numea înainte poduri sau ceva de gen podurile. Parcă așa era o denumire. Însă și-a schimbat denumirea prin perioada comunistă, când a devenit foarte cunoscută stațiunea Pucioasa. E de la apele de Cusulf, de zona. Cred că Cusulf. Da, le se iau cu tine! Da, deci nu s-a lovit la cap jucătorul Pucioasa, ci pur și simplu s-a julit acolo pe pisă, s-a dus. Nu s-a julit? S-a lovit și la cap? Da, s-a lovit totuși, ce înțeleg mai grav. Oricum, îi... Nu, am întrebat, nu... A fost împins acolo jucătorul de la Pucioasa și acesta s-a dus pe pistă. Pista e destul de tare. Și iese mingea aici. Trece timpul. Și Pucioasa din momentul putea câștiga toate punctele azi, apoi cei de la Dinamo erau
clar câștigători, au reușit cei la Pucioasa să aibă un zvâc foarte bun, să-i egaleze și acum Dinamo încearcă din nou să preia conducerea. Vedem o deviere acolo, off, fault în atac aici. Mai probabil dacă se face un nou Dinamo va fi fără pistă, cred. Oricum aici e spațiu foarte mare. Cred că la Levski cu CSKA Sofia mai era așa spațiu. Între peluze. Pe partea elaltă puteți să căutați un film, o filmare de-a mea de la Levski cu CSKA, finala cupei de anul trecut, în 2022. Și la golul marcat de Levski, îți vedeți unde erau suporteri Levski, toți. Adică toți. O mare parte din suporteri erau în spatele porții. Adică intraseră acolo, cum ar fi pista aia. În fine, se termină meciul, 2-2, un rezultat frumos, un meci frumos până la urmă. Un rezultat bun până la urmă pentru Pucioasa, care era 1-0 pentru ei, au fost conduși cu 2-1 și până la urmă au reușit să egaleze cu om în minus. Așadar, oprim transmisiunea și ne vedem cu filmări din Giulești cu tribunele, bineînțeles, că n-avem voie cu meciul. Sare pe noi Orange, Prima și Digi. Da, în fine. Oprim transmisiunea. Un meci frumos. Felicitări celor de la Pucioasa, felicitări celor de la Dinamo și un ultim tur al stadionului de la Peluza Nord, PCH. Tribuna a doua. Peluza Sud și tribuna. Cam asta a fost.